place. Mă numesc Paul Miriam Diana. Am crescut într-o familie de religie pentecostală, așa că ideea de botez nu mi-a fost niciodată străină. Mereu știu că voi lua decizia, dar nu mă grăbeam. În fiecare duminică mergeam la biserică, cântam în față, dar niciodată nu îl simțeam pe Dumnezeu. Știam de El, credeam că există, dar nu îl cunoșteam pe El. Mersul la biserică a fost pentru mine un lucru ce trebuia făcut, ceva de completat pe o listă de sarcini. Nu o simțeam ca pe o povară, dar nici ca pe o necesitate. Crescând, nu am avut mulți prieteni. De multe ori eram judecată pentru religia mea. Dar în urmă cu aproximativ 2 ani, am început să frecventez întâlnirile de tineret de la această biserică. Acolo am reușit să-mi fac prieteni care m-au ajutat să mă apropii de Dumnezeu și să-mi clădesc o relație cu El. Dar de fiecare dată, când relația mea cu El devenea mai bună, nu dura mult și începeam să pun o distanță între noi. Făceam multe greșeli și nu îl puneam ca prioritate. Pe măsură ce timpul trecea, am început să citesc mai mult din Biblie, să cânt mai multe cântări creștine, să mă rog mai mult și să încerc să devin o persoană mai bună. Acum 2 luni, într-o seară de tineret, am auzit o predică. Predica nu a fost foarte specială sau complicată, dar în acel moment ceva s-a schimbat. Acela a fost momentul în care, pentru prima dată, am văzut botezul ca pe o necesitate. Dar am încercat să ignor gândurile cu privire la botez. Îmi puneam scuze, precum, ești prea mică, păcătuiești prea mult, etc. După acea seară, în săptămâna care a urmat, nu reușeam să-mi scop botezul din minte. Am mers la diferite evenimente creștine și am petrecut timp cu Dumnezeu, iar la câteva zile distanță, am fost la botezul unei cunoștințe. În timpul programului, am știut că trebuie să fac acest pas, iar atunci când le punea candidaților cele 3 întrebări, am hotărât să mi le pun și eu mie. Dar să răspund din toată inima. Iar în urma răspunsurilor, am hotărât să mă botez. Amin. Pace, mă numesc Bucuran Rali și am luat decizia de a încheia legământ cu Domnul. Am 15 ani și provin dintr-o familie creștină care își pune încrederea în El. Deși știu de mică de Iisus și biserică, n-am avut niciodată o relație profundă arzătoare cu El. Îi auzeam pe cei din jur care îl cunoșteau cu adevărat, spunând despre bunătatea și iubirea sa, dar nu îl înțelegeam niciodată pe deplin ce înseamnă pocăința. Aveam impresia că este plictisătoare și că aveam timp la bătrânețe de tot ce însemna ea. Înainte să-L cunosc pe Dumnezeu, simțeam că în viața mea lipsește ceva și nu înțelegeam ce. Nu aveam prea mulți prieteni penticostali, asta până când părinții mei mi-au spus că ar trebui să încep să mă duc la seriile de tineret. Țin minte că de cele mai multe ori încercam să găsesc scuze pentru a nu mă duce, poate din frica de a fi respinsă sau de a nu mă integra, fiind la vremea aceea mai mică decât restul. Țin minte perfect prima mea întâlnire de tineret, deoarece atunci am înțeles că pot avea bucurie în Domnul. Am început să frecventez seriile de tineret, să fiu mai atentă la predici, să vin cu drag la biserică, să mă rog mai mult și să citesc cu atenție Biblia. Pe scurt, observam cum ceva se schimba în mine și simțeam cum Dumnezeu lucră la inima mea. Timpul trecea, eu mă apropiam cât mai mult de Dumnezeu, iar atunci când eu aveam cea mai mare nevoie, seriile de tineret s-au schimbat, având acum și un pastor care să ne conducă. Mi-a făcut mai mulți prieteni care îl căutau pe Dumnezeu, lucru care m-a ajutat spiritual și m-a apropiat și mai mult de El. Cu cât sufletul meu ardea după Domnul, observam cum cel rău încerca să mă facă să mă gândesc că nu sunt vrednică de mila sa și căuta să mă aducă de partea lui prin tot felul de încercări, dar de fiecare dată ieșeam biruitoare cu ajutorul lui Dumnezeu. Vara trecută am fost în tabără unde m-am apropiat și mai mult de Dumnezeu și am experimentat bunătatea și îndurarea sa care o primesc în fiecare zi. Am înțeles ce binecuvântată sunt că am crescut în casa Lui, deși am conștientizat numai mai târziu însemnătatea și importanța unei relații personale cu El. Anul acesta, prin ianuarie, am decis că vreau să închei legământ cu El, deoarece am trăit pe propria piele cum e să fiu iubită de Creatorul lumii. În vara aceasta am fost într-o tabără în care L-am simțit cu adevărat. În timpul de laudă și închinare m-am dus în față ca să se roage pentru mine. În timp ce se rugau, acest foc în inima mea ardea cu dorință. O povară imensă se ridica de pe umerii mei. Simțeam o căldură puternică în corp și o liniște profundă. Deși erau mulți oameni în jurul meu, știam că în acel moment eram doar eu cu Domnul. Îmi simțeam inima că era ținută în mâna sa. După ce rugăciunea s-a încheiat, am fost cuprinsă de eliberare. De îndată ce am mers la loc, simțeam până în adâncul sufletului fericire și recunoștință. Eram eliberată și plină de râvnă după Domnul.
atunci a fost momentul în care am știut că decizia de a-L urma pe El este cea mai bună decizie pe care am luat-o în viața mea. De când L-am cunoscut personal pe Domnul, viața mea s-a schimbat radical. Nu mai sunt aceeași persoană. Dumnezeu mi-a dat pace, bucurie și mântuire în suflet. Mi-a arătat ce frumoasă și câteodată grea este calea Lui, răsplata fiind și mai minunată. Am ales să urmez direcția unei vieți veșnice și drumul unei vieți binecuvântate cu Domnul alături. Declar azi că El este Domnul și Mântuitorul meu, că El lucrează în fiecare dintre noi, dacă suntem dispuși să lăsăm să ne pătrundă inima. Amin. Mă numesc Berghe Cosmin, am 17 ani și provin într-o familie de pentecostale. Acum câțiva ani nu frecventam biserica, chiar dacă familia mea mergea regulată. Când ei mă chemau la biserică, eu tot găseam câte o scuză ca să nu merg cu ei. Totuși, într-o zi, sora mea m-a chemat să mergem cu tinerii la o biserică din Cluj. Acolo m-am prietenit cu tinerii și am decis să fac parte din tineretul bisericii. Cu cât mă duceam mai des la întâlnirile de tineret, cu atât mai mult mă apropiam de Dumnezeu și descoperam cuvântul Lui. Astfel am decis să urmez această cale. Într-o zi am fost invitat la un botez în Fodora, iar acolo s-a predicat despre diferența între un creștin autentic și un creștin care doar se preface că este creștin. În timpul predicii mă gândeam dacă eu sunt un creștin autentic, care caută să îndeplinească voia Domnului, sau doar unul cu numele. În acea seară, ascultând muzică creștină și gândindu-mă la predică, m-a rugat spunând: Doamne, dacă aceasta este calea mea pentru mine, dă-mi un semn. A doua zi a venit o mătușă la mine în vizită și mi-a spus: Cosmine, tu când decizi să faci legământul cu Domnul? I-am răspuns că o să-l închei atunci când voi simți chemarea. Mai târziu, mergând la magazin, m-am uitat spre cer și am rostit din nou aceeași rugăciune ca în seara trecută. Când am ajuns acasă, toată lumea m-a întrebat când voi decide să închei legământul cu Domnul. M-am frământat mult cu această întrebare, iar apoi am simțit un fel și am realizat că fără Dumnezeu sunt nimic. Atunci m-am hotărât să închei un legământ cu El. Amin. Alice, lăsăm mai târziu cântecul. Dacă celălalt s-a fost prea modești să depună mărturia, ne rugăm pentru voi, băieți, da, pentru Claudiu, pentru Felipe și Nicolas. Viața voastră să fie o mărturie autentică a prezenței lui Hristos în voi. Înainte să-l invit pe prietenul și colegul meu de slujbă, Ionica Bușan, să slujească, vreau să vă spun câteva detalii. După ce se încheie slujba de aici din sală, toți suntem invitați să coborâm la dimineața bisericii, să continue întâlnirea noastră, să avem discuții constructive între noi. Da, vom mai face rugăciune spre final pentru familia Bor și începând cu după masa aceasta ne rugăm pentru familia Cosma, Gabriel și Gabriela. Biserica Betel are un proiect prin care săptămâna ne rugăm pentru o familie, o așezăm în mâna lui Dumnezeu. Acum îl invit pe Ionica Bușan aici în față. Nu o să-l traduc, nu-i cazul. Și vă invit pe toți să facem rugăciune pentru el. În apa botezului a intrat bucur Andra. Dacă ne uităm la ceea ce spune Biblia în Luca, în capitolul 15, versetul 7, cuvântul Domnului spune că în cer este mai mare pentru un păcătos care se întoarce la Dumnezeu decât pentru 99 de neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Un calcul matematic face să înțelegem faptul că 7 oameni care aleg să-și predea viața lui Dumnezeu valorează mai mult decât 700 de neprihăniți. Nu pentru că neprihăniți nu au valoare lui Dumnezeu, ci pentru că Dumnezeu se uită cu mare plăcere la cineva care într-un moment ca și acesta este în apa botezului și a ales să încheie un legământ cu El. Andra, te întreb în fața marturilor văzuți și nevăzuți, în fața prietenilor, colegilor, în fața tuturor fraților tăi din Biserica Betel, a cunoscuților care sunt aici, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că a murit și pentru păcatele tale? Da, cred. Ceea ce vrei să faci acum, acest legământ, pentru ce perioadă ești hotărâtă să îl duci la îndeplinire? Până la moarte. În baza ceea ce tu ai declarat
Noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. M-am hotărât să urmez pe Iisus. În apa botezului a intrat Nicolas Câmpan, Domnul să-l binecuvinteze. Nicolas, ce rol în sărbătoare momentele acestea? Și îngerii privesc mântuirea și eu vreau să spun câteva întrebări, să văd dacă într-adevăr știi ceea ce faci astăzi. Vreau să te întreb, în fața lui Dumnezeu, în fața cerului, în fața bisericii lui, dacă crezi din toată inima ta că cel ce s-a născut în iezlea Betleemului este Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Da, cred. Aș vrea să te întreb din nou dacă atunci când a fost înălțat pe lemnul de ocară, a luat asupra lui și păcatul tău. Crezi lucrul acesta? Da, cred. Astăzi vrei să intri în legământ cu Cel ce și-a dat viața pentru tine. Vreau să te întreb, până când vrei să-i slujești Celui ce a murit pentru tine? Până la moarte. Domnul să te ajute și pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Botezului a intrat Goja Claudiu. Claudiu, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, te întreb, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că a murit și pentru păcatele tale? Da, cred. Legământul pe care astăzi îl închei, până când vrei să îl îndeplinești? Până la moarte. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. În urmă-i lumea, înainte-i crucea. În urmă-i lumea, înainte-i Iisus. În urmă-i lumea, înainte-i cerul. Și înapoi eu nu voi da. În urmă-i lumea, înainte-i crucea. În apa botezului a intrat Câmpan Felipe și la fel vreau să-l întreb și pe el dacă crede din toată inima lui că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Da, cred. Te mai întreb dacă crezi că atunci când a fost înălțat pe cruce a luat asupra lui și păcatele tale. Da, cred. Astăzi
Vei face legământ cu Cel ce a murit pentru tine și vreau să te întreb, înaintea cerului, înaintea Bisericii lui Hristos, a lumii văzute și nevăzute, până când vrei să rămâi în acest legământ cu Cel care a murit pentru tine? Până la moarte. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Și înapoi eu nu voi da. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Și înapoi eu nu voi da. În apa botezului a intrat Paul Miriam, pentru prietenii Bisericii Betel, aș vrea să spun informații suplimentare. E fiica mea, e cea de-a doua fiică din cei 5 copii pe care Dumnezeu mi-a dat. Și pentru mine, ca tată, este un har deosebit să mă uit și să văd că în locul alegerilor pe care majoritatea tinerilor la această perioadă le fac înspre lucrurile atractibile pe care lumea le oferă. Să mă uit și să văd că în apa botezului este fiica mea. Este un har extraordinar pe care l-am și mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru. Dar, deși e fiica mea, deși sunt tatăl ei, e normal să parcurgem exact același demers în dreptul fiecăruia din cei care se candidează. Hotărârea, în final, pentru a-L urma pe Hristos, nu e a mea, ci a ei. Miriam, în fața marturilor văzuți și nevăzuți, în fața cerului, care asistă și se bucură la ceea ce voi ați ales să faceți astăzi. Te întreb, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Legământul pe care îl închei astăzi, până când ești hotărâtă să îl urmezi? Până la moarte. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. Și înapoi eu nu voi da. Nimic nu mă va ținte pe cale. În apa botezului a intrat Berki Cosmin și la fel ca și pe ceilalți candidați vreau să-l întreb dacă crede din toată inima lui și cu toată puterea lui că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Da, cred. Îl mai întreb dacă crede că atunci când a fost pironit pe lemnul de ocară s-a încărcat și cu păcatele lui. Da, cred. Astăzi vrei să intri în legământ cu Cel care și-a dat viața pentru tine. Vreau să te întreb, până când vrei să-L slujești pe Cel ce a murit pentru tine? Până la venirea Lui. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În urmă lumea, înainte crucea, renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț
În apa botezului a intrat Paul, Sara, fiica noastră cea mai mare, adică cea mai mare din cei 5 copii. Și mă întreba fratele Marin înainte cum anume alegem să-i botezăm. Și nu știam dacă îi voi pune eu întrebările sau le va pune dânsul. Și am zis că vor intra în apă în ordinea în care oficial ne-au anunțat că vor să încheie legământ cu Domnul în apă. Și mi-am dat seama că sunt pus în postura de a le pune eu întrebările necesare fiecăreia din ele, atât ei cât și lui Miriam. Sara, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, te întreb, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale și în jertfa Lui ești și tu copil al lui Dumnezeu? Da, cred. Legământul pe care astăzi îl închei, până când ești hotărâtă să-L urmezi? Până la moarte. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. Și înapoi eu nu voi da. Nimic nu mă va clinti pe cale. Nimic nu mă va clinti pe cale. Nimic nu mă va clinti pe cale. Și înapoi eu nu voi da. În urmă-i lumea, înainte-i crucea. În urmă-i lumea, înainte Iisus. În urmă-i lumea, înainte cerul. Amin. Așa cum ne-am propus să facem rugăciunea pentru familia Bor, pentru Angela și Nicu și copiilor și nepoții, vreau să fac câteva anunțuri înainte, până se schimbă cei ce s-au botezat și colegii mei presbiteri. Ne vom ruga în această rugăciune și pentru Călina, care știți că a fost operată în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, am înțeles că starea ei s-a îmbunătățit. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și desăvârșească intervenția divină în viața ei. O să vă rog să nu încetați să vă rugați și pentru mine, sunt într-o perioadă de recuperare, nu știu cât mai durează, mâine voi face un remene, să vedem ce a mai lucrat Dumnezeu în creierul meu, oricum mă bucur că am rezistat 2 ore, să vă văd și să mă vedeți și să ne putem înțelege. E îndurarea lui Dumnezeu pe care îl slăvesc și îl binecuvintez. De asemenea, vreau să vă duc aminte că în octombrie, dacă suntem sănătoși, în 26 va fi o sâmbătă, avem planificată conferința Rațiun pentru Credință și am invitat un coleg păstor deosebit din Alba Iulia, se numește Amiel Drimbe. M-am auzit cu el zile trecute și mi-a spus că are probleme cu sănătatea și la începutul octombrie începe un tratament nu simplu. I-am promis că ne vom ruga pentru el și dacă Domnul de Sănătate va fi cu noi în 26 octombrie, în sâmbătă aceea, și va vorbi despre învierea lui Hristos, care este esența creștinismului. Cu un weekend înainte, dacă suntem sănătoși, în duminica din 90 avem ordinare oficială ca și păstorul lui Florin Paul, păstorul asistent în biserica noastră. Haideți acum să stăm în picioare, să ne rugăm pentru aceste situații amintite. Eu o să vă rog cu voce tare, da? Rețineți că toți cei ce rămânesc cu noi la masă ne face să ne simțim onorați că acceptați invitația de a sta
cu familia Betel la masă. Bine, este o onoare pentru noi să vă avem ca și musafiri la aceeași masă, să ne bucurăm mai departe de îndurarea lui Dumnezeu. Deci fetele m-au însărcinat să anunț că fiecare candidat de botez va primi câte un pachet din partea Asociației Roia Maian și Rodica din Olanda, care, cu care colaborăm și în care Felipe Câmpian este voluntar. Și apoi câte un cadou mic din partea grupului Dorca pentru fiecare candidat de botez. Domnul să-i binecuvinteze și apoi un fir de trandafir și cartea respectivă din partea bisericii. Nu știu la botezul căruia dintre noi a predicat un slujitor al lui Hristos venit taman din Australia și a primit ceva din Olanda. Eu nu mă amintesc să fi avut parte de acest har. Mulțumim Domnului pentru oameni cu inimă bună și așa cum Dumnezeu a trimis pe Filip pe drumul care ducea la Gaza pentru acel ministru de finanțe, uite că Dumnezeu trimite mesageri, dacă vrea, din Australia pentru noi. E un har pentru care mulțumim Domnului. Așteptăm să coboare cei 7 botezați, nu mai sunt candidați, sunt botezați, frați și surori în Hristos cu noi și ne vom ruga, n-o să facem rugăciune stăruitoare, vă asigurăm, da? Însă vrem să avem răbdarea necesară. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii lui Dumnezeu tot ce încep, ce fac? Termină, da, duc la bun sfârșit. Așa. Haideți în jurul amvonului, haideți, băieți și fete, haideți în jurul amvonului. Cât mi-a aproape de amvon, așa? Încercuți amvon. Uitați-vă ce scrie aici. Copila lui Dumnezeu. Haideți în jurul amvonului. De asta a indietat împreună cu colegii slujitori, împreună cu ceilalți frați și surori din Biserica Betelă, împreună cu prieteni, cu invitați de un fel sau altul, dar Tată, într-un mod special îți mulțumesc pentru cei ce au încheiat astăzi un legământ cu tine în apa botezului. Îi încredințez în mâna ta pe fiecare și încep cu copiii pe care tu mi-ai dat. Îți mulțumesc într-un mod deosebit pentru Sara, pentru Miriam, pentru Andra, pentru Felipe, pentru Nicolas, pentru Cosmin, Claudiu, Tată, sunt atât de tineri și îți mulțumesc pentru că încă din fragedă tinerețe ai semănat în mintea lor cuvântul tău și ai pus în mintea lor gândul de a te urma pe tine. Tată, ceea ce ei au făcut astăzi împuternicește-i să ducă până la capăt. Fă din ei oameni care să te vestească pe tine în orice loc prin purtarea lor, prin modul în care vor gândi, prin modul în care vor vorbi. Tată, prin tot ceea ce vor face, ajută-i să răspândească în jurul lor miriasma ta. Și dacă uneori mai trebuie să spună și câte un cuvânt, pune tu în gura lor cuvintele potrivite. Tată, încredințez în mâna ta, pentru că știu că ești cel ce porți să le porți de grijă. Nu mă rog să-i ferești de necazuri, ci mă rog ca în mijlocul necazurilor ei întotdeauna să iasă viruitor prin tine. Ține-i în mâna ta și creează în jurul lor contextul în care ei să te cunoască mai mult pe tine și să fie oameni care să participe la lărgirea împărăției tale. Îți mulțumim pentru că ne asculți. Amin. Da, și coborâm. Mulțumesc. Cei 7 vă oferim un cadou. Rugămintea noastră este să citiți cartea asta, da? Și dacă aveți întrebări din ea, puneți-le. Puteți lua locurile, da? Vă așteptăm jos la masă, se poate coborâ și prin holul principal și prin holul din spate, ca să nu aglomerăm prea mult zona aceea. Rugăm pe Dumnezeu să sfințească mâncarea pe care o servim, să facă bună pentru organismul nostru și mulțumim grupului Dorca din Biserica Betel care a investit atât de mult timp și dragoste și pasiune în a pregăti mâncarea pe care o să vrem. Dumnezeu să le dea sănătate și să le păstreze în har. Poftă bună tuturor, ne întâlnim jos la demisol.